Amin. Acum am permis să mă ridic în picioare, că așa, nu, face ce domnul Dumitru Marin o să vă prezinte dumneavoastră un curriculum vitae ca să vă informeze de ce îi conferim acest titlu pe care îl merită cu prisosință. Și o să vedeți. Poftiți, domnule. Mulțumesc, doamnă primar, bună ziua la toată lumea. Eu obișnuiesc să spun că îmi salut și prietenii și neprietenii în societatea asta pe care tot o construim noi. S-a dus unanimitatea și bine așa, pentru că dacă n-ar fi contestația unor valori, n-am avea alte valori care să se ridice. Permiteți să vă salut în egală măsură pe toți, la un loc și pe fiecare parte. Să vă asigur în același timp că votul sau nevotul dumneavoastră nu are absolut nicio, să-i spun eu, reverberație în sufletul meu, pentru că eu sunt ceea ce sunt și dacă sunt în mijlocul dumneavoastră, am venit cu tot sufletul, cu toată plăcerea, de ce nu, să ne cunoaștem. Fac parte dintre aceia care am avut mult noroc în viață, am îndrăznit. Așa că am parcurs Europa, am și în lațul lucrat din Asia. Spuneți cum de unde sunteți? Imediat. Așa că am creat un grup de presă, așa că am mers acolo unde m-a chemat o datorie a vieții pe care am avut-o de împlinit. Gimnaziul și liceul a fost. Am avut una letă, după cum vedeți, dealurile astea, 6 ani dus, 6 ani întors, ca să zic așa, și pe gerb, și pe zăpadă, în 55 m-au acoperit zăpezile și m-am descoperit la salția de acolo, de la cotul Zeletinului, cu tot întâmplător cineva și m-a salvat de la moarte, început să visez frumos. A fost o furtună atunci în 55 pentru cine și poate aduce aminte, de, erau și gardurile acoperite cu zăpadă. Și mă leagă o sumedenie de amintiri de locul acesta, unde am copilărit, mi-am lăsat visuri, dar le-am crescut după ce am mai plecat de aici, pentru că așa cum a trebuit, cum ne-am mânat viața, a trebuit să merg în țară. Am fost, în clădirea aceasta era inspectoratul școlar al Raiului Zeletin și prima mea de decizie de numire ca profesor la Blaga mi-a dat o agație inspector. Așa că am stat un an în învățământ și la Blaga, după care am plecat în județul Iași. De acolo, în Vaslui, din 1974, am fost inspector, activitate de profesor la mai multe licee și din 1995 decembrie am făcut un rând de presă, televiziune, radio, ziar. Unii dintre dumneavoastră m-ați mai văzut pe posturile, că am transmis și de acolo, de la noi, pe posturi centrale de televiziune sau la unele de jurnale. Am filmat și pe aici, mă rog, în diverse împrejurări. Așa că am devenit, să zicem, unul dintre oamenii cumva legați de loc. Și pentru că am mai trăit o bună bucată, familia mea, mama și tata, s-au dus, s-au sătușit de destul de vreme. Și pentru că, iată, mai am un frate care mă onorează astăzi, Vasile Buhnilă, de 80 și ceva de ani. Și pentru că, iată, mai am încă veri, unul stă lângă mine, mai am o grămadă de oameni la care mă pot gândi cu drag, pentru că uneori nu reușesc să mă mai întorc pentru motivele exacte pe care le am în județul Vaslui și în țară. Și o să vă spun și despre asta mai multe. Mă întorc, deci, la locul de baștină și pentru că ar trebui să mai redescoper, cum zicea domnul secretar Grigoraș, am descoperit că e foarte scurt, domnul mai întoarce de la cioată și merită să rețin vorba, așa cum am reținut-o și pe aceea că am împrumutat viața. Ei, eu mi-am trăit sau mi-am împrumutat viața aceasta și am alergat cât mi-au permis mijloacele. Am fost invitat la BBC, am fost invitat la Ankara, am fost invitat în Letonia, în 17 țări, dintre care a 18-a România. Ce ar trebui să vă mai spun pe scurt?
Activitatea mea este destul de variată și dacă unii au reușit să se împlinească într-un singur domeniu, eu am reușit în mai multe. Cred că înființarea acestui grup de presă, care face și acum, hai să zicem cinste, dar nu numai județului, ci și țării, a fost și om politic și șef de partid la Ecologiști până acum 2 ani, în 3 ani, pardon, în 2008, și că am cunoscut cele mai mari personalități ale țării și unele dintre cele mai mari ale lumii. Fac parte dintre cei care am stat la biroul lui Barroso, acum în Consiliul Europei. Am fost primit la primărița, de primărița Strasburgului, Marin Trafman. Și multe, multe alte întâmplări. Îmi place să spun că am elevat în timpul funcției lor 6 președinți de stat și un rege, dar nu mai era în funcția lui de rege. Am stat de vorbă de 3 ori cu regele nerege astăzi. Și eu sunt republicat de felul meu. Am avut plăcerea să fiu recunoscut de aceștia în diverse împrejurări și cartea aceasta, o țin în mână, în mână, dar peste 10 zile, ea trebuie să fie în librării, se cheamă Marin 70, subintitulată 70 de autori, 70 de contribuții, 70 de autografe pentru 70 de ani. Astăzi, fiind ziua de naștere, 28 aprilie, fiind ziua mea de naștere. 28 aprilie. Deci mai este exact o lună, ca să spun. Dacă vreți, v-aș citi mesajele lui Iliescu, lui Constantinescu, lui Băsescu și ale Mircea Snegudea, spun că au fost președinți de stat, a pus. Că ia, ce mai? Aici sunt vreo 30, din coași 30. Am un număr de ani. Mama avea snagă în ea, adică avea forță de viață, și văd că mi-a dat-o și mie. Și mă simt la 30, 40, 50, adică foarte, foarte activ. Ca Iliescu. Domnule, nu știu dacă Iliescu n-are mai mult decât mine, că e trăit, cum să spune bine, dar eu muncesc din greu și asta cred că mă ține și în... Aș putea să vă mai spun că de-a lungul activității mele am obținut recunoașteri importante. Aveți și pe coperta aceea câțiva dintre oameni care spun câte ceva despre mine. Inclusiv a unor academicieni din străinătate. Poate știa așa că suntem, știți, acum. Atunci, Ioșca Fischer a spus, de-aia și spun și despre dialogul cu Marie Trauma, cu mulți alții. Ne-am spus că și mi-au mânat ca semn de mare prețuire Constituția Europei. Atunci a văzut-o prima dată în 2001, a spus că va dura foarte mult până va fi adoptată și iată, unele țări n-au adoptat-o și ea este lăsată la voia întâmplării, dar se va bate patriotul din mine. Să știți că eu chiar sunt un iubitor al acestor flyer românești, pentru limba română m-am bătut în toate împrejurările să o păstrăm, să fie mai expresivă. Mulțumesc, domnului Marin, pentru acest speech. Cred că și nu cred, numai eu. Este o onoare să avem în mijlocul nostru un om, un român, așa cum spunea dumneavoastră, un român adevărat, care ne-a reprezentat cu cinste, atât în țară, cât și în afară țară. Nu este un lucru ușor să poți să obții atâtea întrevederi, să ai ocazia să discuți cu unele din cele mai importante personalități ale lumii și de aceea am ajuns, nu eu, ci în primul rând Uniunea Scriitorilor, pe care o reprezint, pentru că sunt președinte de onoare a Uniunii Scriitorilor și este o mare cinste să avem un om deosebit în mijlocul nostru. De aceea și Uniunea Scriitorilor a hotărât, pentru că domnul Marin, un cetățean al Comunei Podutorului, să-l gratulăm cu acest titlu de cetățean de onoare. Deci acest titlu de cetățean de onoare trebuie bineînțeles, nu se dă unui om care a făcut nu știu ce pentru comună. Deci a făcut, fiind cetățean de al nostru, a făcut și pentru comună, dar pentru țară, pentru România. Deci este un om cu totul deosebit.
De aceea trebuie să-l prețuim eu, în mod special, îi mulțumesc și vă rog frumos și dumneavoastră. La mulți ani, tinere domnule septuagenar, îmi scrie el aici. Haideți să vă înveselesc puțin. Am avut curajul de jos, ca să fim mai... Am avut curaj să mă duc în Polonia. Era în perioada aceea când e vorba de democrație. Am trăit în aceeași zi două elemente absolut diametral opuse. La graniță, după ce stătusem și nopți, nu știu ce, și-au pus ucrainienii câinii pe mine, erau să mă sfârșie în piața centrală, lângă castelul lui Miron Costin, marele nostru cronicar, care a avut averi în Polonia. Am trăit absolut cele mai variate elemente din viața mea, încă una care să mă înveselească, dar tristă. Eram la Moscova și după 24 de ore, după ce am văzut alea 11 clădiri, cum e Casa Scânteii, paranteză în paranteză, Casa Scânteii, Casa Presiei, cum îi zice, acum este de la etajul 32 al Universității Lomonosov din Moscova. Dacă intră un om în secunda în care se naște și stă o secundă în fiecare cameră, iese după 60 de ani. Prin urmare, într-o zi era la Moscova și a doua zi, mai puțin de 24 de ore, filmam aici undeva la Mărășești, în comuna Voinești, cel mai necăjit om pe care l-am văzut în viața mea. Cu un picior foarte bolnav, vierme în ochi, sărac, n-avea cine să-l îngrijească, era ca un câine. Asta este viața pe care am venit francez, care zicea că șansa o ai dacă știi, vrei și poți. Dumnezeu și El are rolul Lui. Să vă dea și dumneavoastră sănătate și aștept dacă aștept. Activitățile pe care am desfășurat-o în Comuna Podosocului, am avut prilejul să cunosc o parte din familia domnului Marin. Mă refer, în mod deosebit, la fratele dumneavoastră, domnul Bogdan Vasile, un cetățean de 83 de ani, cu care am lucrat în această primărie mai mulți ani și care pentru mine a fost, este și rămâne în continuare un model de funcționar public, de corectitudine și tot ce vreți dumneavoastră bun la acest cetățean. Și dacă domnul Marin e fratele dânsului, are și dumneavoastră, în mod sigur, asemenea calități. Cu dânsul personal ne-am cunoscut mai îndeaproape cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de la înființarea formației Predictorile Zeletinului, când sau unde a fost invitat ca fiu al satului. Mi-aș permite să o contrazic puțin pe doamna primară, sper să nu se supere. A spus că pentru Comuna Podotorcului. Am făcut și pentru Comuna Podotorcului, în sensul că acolo unde a fost în toată Europa și într-o parte din Asia și prin România, a fost cetățeanul român Marin Dumitru, născut în Comuna Gigioana Costă, actual Comuna Podotorcului. Este o onoare pentru mine și cred și pentru ceilalți colegi de noștri de aici să avem în mijlocul nostru un asemenea cetățean, un asemenea om, un asemenea fiu al satului cu merite deosebite. Unde nu avem zeci de asemenea cetățeni, concetățeni, la care să le acordăm asemenea titluri. Eu, cu toată dragostea, îmi voi da votul pentru acordarea titlului de cetățean mare domnului Marin Dumitru și îi doresc la mulți ani, cu prilejul binecuvântării de 70 de ani, putere de muncă, în continuare să desfășoare atențate. Dumitru, despre dumnealui cred că se poate vorbi numai la cuvânte superlative. Ce să vă spun, am avut o copilărie fericită. În satul Gheorgheana, acolo ne-am născut, eram cred că cu 20 de copii la timpul ăla. De mic copil a fost un tip bătăios, așa cum îl cunosc eu. De-aia eu mai bătut în copilărie. Băbată care a reușit în viață. Ce să vă spun, noi eram ca o familie apropiată de acasă, la trei case ne spuneam una de alta. Noi eram vreo patru, alte balanii erau vreo trei, plus încă verii lui vreo trei. Mai făceam câte o bătaie, de care ne amintim cu multă plăcere și acum. Lângă faptul că a fost
fost un om de, sau este, nu a fost, este un om de cultură mare. Vreau să vă spun că a fost și un bun organizator, dovadă stă documentele de astăzi, când manager a fost prin televiziune din Vaslui. Și vreau să mă leg de alt aspect, adică în anii 1980, datorită dumnealui, am reușit să ne adunăm la întâlnirea cu fiii satului. O muncă foarte laborioasă la acel timp, să-i găsești pe toți, ne-a unit pe toți copiii din cele trei sate, nu numai din satul Georgioană, Rășana și Hanța. A fost o sărbătorire superbă, trebuie să vă spun. Despre activitatea domnului profesor, astăzi dumnealui în cuvântul său mai înainte, eu nu pot să... Sunt multe chestii care ne leagă, dar sunt chestia copilăriei. Nu pot să-i urez decât la mulți... Așa, și vreau să vă mai spun că mă simt onorat că fac parte din cartea 70 de ani care vă scoate domnul Marin, peste vreo luni de zile. Mă simt onorat și vreau să-i mulțumesc tare mult. Ce să vă mai spun? Îi urez multă sănătate și să ne trăim maestre. Poate mai vrea cineva să ia cuvântul. Mai doriți cineva? Domnul Izvoran. Poți să ne izvoran. Poftiți. De punctul de vedere al cunoașterii ca persoană domnului Marin, nu pot să spun că lucrul ăsta. Numai pentru ce am citit în materiale anexate mai curi de hotele. Dar pentru... A făcut așa că am început ședinței în care a spus vine domnului secretar, domnia Saț, în partea și la celălalt, între ghilimele. Aș dori ca acest moment de astăzi să fie cu adevărat numai prin modul pe care o să-l abordăm, ci și prin modul ca acest proiect de hotărâre să fie completat cu trei articole care cu adevărat în momentul în care mi se va decerna titlul domnului Marin din punct de vedere fizic, acelui certificat din interpretat și la băie. Documente ce sunt prevăzute, prevăzute în regulamentul de acordare a diverselor distinții, la care, spre surprinderea mea, domnul secretar, n-am făcut referire. Mai mult de atât, un asemenea moment nu poate trece neobservat în momentul în care acea hotărâre de Consiliu va apare din Consiliul Local Podutului, în diverse ipostate, în diverse, poate chiar în cărțile care o să le mai scrie, o să facă referire la comunitatea pe care o reprezentăm. Și de aceea am dorit să fie suplimentat acel proiect cu articolul 2 privind decernarea, ca să fie în concordanță cu regulamentul pe care tot noi, Consiliul Local, am aprobat și cu ducerea la îndeplinire, un alt articol, ducerea la îndeplinire a prezentului hotărâri, se intenționează primarul comunei. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă nu menționăm acest articol, concret, în hotărâre, conform regulamentului, Consiliul Local, Podutului, indiferent ce este propus pentru această distinție sau altele, nu poate să înmâneze distinția decât în anumite condiții. De asta am făcut aceste completări la hotărâre, ca dumneavoastră și noi să fim cu adevărat să respectăm. Mulțumesc, ce-s? Ar fi început. Asta e și început cu domnul Marin. Da. Da, domnul profesor. Bine, fi început. Stimați colegi și invitați, îl cunosc pe domnul Marin de mai mult timp. Am colaborat în calitățile pe care le-am avut. Da? Dumnealui cu presa, noi cu tata de pământ. Așa cum s-a arătat, este un om muncitor, un om care, pentru care nu există obstacole. Ne-am cunoscut foarte bine cu prilejul sărbătoririi celor 55 de ani de la înființarea liceului, când împreună cu întreaga sa echipă a venit, a fost alături de noi, a suportat și toate cheltuielile necesare, așa, dar nimic nu este prea mult pentru un absolvent al liceului din Rodul Tuicului atunci când vine la o asemenea aniversare. Mă simt fericit că
este pentru noi și avem ocazia să îi mânăm această distinție care este onorifică, de fapt, dar care este rodul unei activități de ani și ani de zile. Felicitări! Da. Stimați consilieri, domnilor consilieri, stimată doamna primar, stimate domnule profesor, în calitatea mea de funcționar în administrația locală de aproape 30 de ani, prin investigații de arhivă, dar și contacte larg cu cetățenii localității și cu alți cetățeni care au avut contacte mai apropiate sau oarecum cu ocazia unor prilejuri festive, ne-au întretăiat comuna și s-au întâlnit și relațiile noastre la nivel de autoritate locală. Și vreau să spun că cu această ocazie am reușit la, în acest nucleu organizatoric constant al comunității locale, să avem în vedere care sunt valorile active, constante și permanente în comună, dar fără a ne uita și de cele care s-au născut aici și în virtutea destinului, până la urmă, face să plece pe spații mai largi, iată, până la o suprafață europeană în valoarea pe care dânsul și-a atins. Așa cum sublinea domnul profesor, nu neapărat este o fericire să atinge culmile superioare ale științei, ale culturii. Odată cu pătrunderea în această sferă de cunoaștere, te cuprind și o serie întreagă de, să le numesc, suspine. Ai ajuns până într-un loc și vezi până mai departe cumva și e greu de ajuns, îți trebuie ceva. Deci e o, cum să spună, un nucleu divin în fiecare din noi care ne cheamă spre căutări din ce în ce mai adânci sau mai înălțătoare. Diferite de la un caz la altul, în funcție de provocările pe care le primim din împrejurările date și numai puțin din conținutul genetic al înaintașilor noștri. În vremea pregătirii acestor documente, care, într-adevăr, spre deosebire de procesul în sine și onorabil ce-l abordăm astăzi, am dat foarte gravă documentelor. Deși ele au importanța lor, nu neapărat onoarea și titlul unui om, decât figurativ stă într-o hârtie, ce de fapt stă în construcția intelectualului Dumitru Marin, la nivelul proporțiilor, cel puțin, a culturii moldave. Prin urmare, cu această ocazie am reușit să investighez în linii cât se poate de aproximative dimensiunea culturală și intelectuală a domnului Marin, trecând doar în revistă momente biografice și momente de creație. Atât vârsta, cât și anii clocotitori pe care i-am numit în documentația acolo, și nici nu i-am mai pus în ghilimele, chiar clocotitori sunt când omul de la o zi la alta este obosit, dar, cum spunea, nu este neapărat, se simte odihnit în căutarea finalului unei opere și în camera și în camera. Un lucru care l-am constatat și noi în familiile noastre, ca și în contacte cu cetățenii locali, este pe cunoștințele noastre că am întâlnit inteligențe native la cetățeni care nu neapărat din aceasta în milioane. Și onorabil o spun comuna Turcului, care dă asemenea vlăstare, au un conținut și un potențial genetic deosebit. Vrem să subliniem onoarea de unde vine, de la capacitatea noastră de a ne recunoaște valorile și să-i acordăm onoare spre o onoare întoarsă către ca să realizez o mică relație emoțională. În ce mă privește, sunt doar printre colectivul de redacție, ca să zic, a acestor documente care v-au fost prezentate dumneavoastră și nutrez și eu speranța ca un funcționar, sigur ce nu votez, dar care cu emoție și cu sufletire aștept un vot favorabil spre a încununa și, de fapt, a recunoaște valoarea unui fiu al neamului nostru local. Să ne trăim, domnul profesor, am anticipat votul.
Niciodată n-am putut să laud neamurile cu soacră. Mi-a spus neamul cu soacră. Domnul secretar mai spune grădina cu flori. Da, vă dați și mie o floare, că am călit la ora asta și bătrânită. Acum vreo 3 luni, înainte de sărbători, la un prieten comun la Bacău, m-am găsit cu domnul Calistrat Coschien. Omul care venea la Fichitești, la Varaj, împreună cu Ovidiu Genaru, care știți foarte bine, și cu conțăranul nostru de aici, Sergiu Adam, care știți foarte bine și cu el. Și mi-a spus, dar tu nu cunoști pe unul Dumitru Marin scriitor? Eu zic, nu, este unul Dumitru Marin la televiziune, la Vaslui. Abia azi m-ați convins că dumneavoastră, de fapt, a scris și scris în continuare cărți. Eu mă lăudam tare de tot cu Cezar Stegaru. Când se laudă domnul Gică Balan cu dumneavoastră din Giurgioana, să-l avea cu Cezar Stegaru să iubește. Mă bucur că ați venit azi în rândul nostru aici. Vă dau cu tot sufletul și cu toată inima votul. Vă felicităm și să ne mai trăiți încă 20 de ani. Măcar. Am crescut în cultul unor înaintași ai mei, părinții și toți, noi cei care ne educăm copiii, având nevoie de modele. Și dacă bunicul meu a fost popă, dacă nu știu cine a fost nu știu ce, păi voi ăla micul trebuie să crească cu un ideal în față. Eu cred că l-am cunoscut, apropo de Cezar Stegaru, că beștear, era doar cu câțiva ani mai vârstă decât mine, dar gălăgios, mi-a plăcut. Era surd de asta, dar, spre exemplu, ieri am avut o convorbire cu alt cetățean, pe care ar trebui să-l face cetățean de onoare, el este cetățean de onoare al Bacăului, Constantin Dimostache Zeletin. Aici sunt două lucruri la care vreau să insist. Sunt oameni ai comunei podul Turcului și sunt puțini pe care puteți să-i spuneți că îi aveți. Iată, Cezar Stegaru, îndrăznesc că să spun că sunt eu. Sergiu Adam, când a vorbit, el nu prea voia să țină de podul Turcului. Da, dar fac o remarcă. De câte ori mă duc la Uniunea Scriitorilor, el este un dom. Acolo și este un dom. Nu există să vreau să spun că să transmit toate cele bune și Dănil e un tip care ține și frații Spulber. Adică sunt niște oameni care s-au afirmat în alt context că așa este viața. Cineva este mai important cu cât servește un grup mai mare de oameni. E bun că sunt în satul meu fruntași, dar mai degrabă să fiu mai reprezentativ în Europa. Cam la coadă. Că nu mă pot compara eu cu, să zicem, Constantin Dimostache Zeletin. Și am întrebat și eu, cu puține cercetări în scurtă vreme, care să spună cam așa, păi la podul Turcului, cam care ar fi, a comunii podul Turcului, cam care ar fi personalitățile, și al doilea, cam care ar fi cele din prejurul podul Turcului, dat fiind că acesta a fost cândva în județul Tecuci, acum este județul nu știu care, a fost plasă, a fost raion și iată acum, într-un fel, este o localitate pe care eu personal nu percep de ce nu e oraș. Și cobor un pic în istorie, dacă vreți să vă povestesc despre un fost episcop, se chema Ioanichie al Romanului, era un geograf de meserie. Ăsta a trăit până la 1759. A fost apoi un Ștefan Zeletin care a scris prima operă despre burghezia română. Rămasă de acum o jumătate de secol și mai bine. A fost cineva, Alexandru Tătescu, un profesor psihiatru, care chiar a lăsat opere interesante. A fost I. de Mușat. Mulți nu știm. Dar acest I. de Mușat, repet, din personalitățile atrase de podul Turcului, a scris un roman consacrat lui Horia Croșca și Crișan. Ar trebui să amintim de un Ioan Popescu.
dar mai ales de Sorana Țopa, care, oameni buni, fie și dacă a fost amanta unui rege, dar ea era și poet, era și actriță, era. Și ne-a reprezentat. Domnule, era mare calitate ca să fie, să recunoaște. Dar, și aici este important, ea a fost iubita lui Mircea Iriel. Să vă aduc aminte că tot în localitățile atrase, în satul, în comuna Șentrești, are un sat numit Bânătici sau Venetici. Are un cătun, Venetici. S-a născut George Emil Palade, singurul sau primul român care a obținut premiul Nobel. Nobel se citește, Nobel, noi suntem români. Nobel. Da? Nobel. Și fac o remarcă, am avut fericita ocazie să dau mână cu Emil Palade când a venit la Iași. Și am și semnătură și toată cuvântarea lui Emil Palade, o am acasă. Laudatio din partea domnului Palade și a profesorului Stan Ciucaru. Eu ar fi trebuit să nu mai spun pe minte când am dat mâna cu Henri Coandă. Exact. Așa. Și iată, îl adau pe Constantin Dimostache Zeletin, un operă importantă, foarte mare medic. A trebuit să vorbesc cu ore întregi și pe lângă asta și un mare scriitor. Mă bucur că cu acest am aici o recomandare, o notiță pentru Marin 74, pe care mi-a dictat-o ieri la telefon, absolut onorantă. Ce vreau să spun? Cu asta am început. Avem nevoie de modele pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Dă-ne, Doamne, să avem cât mai mult, să spunem, să ajungi și tu în medicină ca cele medicini, Zeletin, să ajungi. Unde a dat Dumnezeu să te duci la Stockholm, să primești premiul Nobel și așa mai departe. De aceea, zic eu că titlul de medicean de onoare pentru mine este doar o reîntoarcere la pământul străbun, la cioată, cum se zicea Grigoraș. De ce? Pentru că oriunde mă duc eu sunt de la podul Turcului de aici. Și fie și faptul că cineva, bă, dar cine mai duc? Să duc într-un prăpăt din podul Turcului. Sau din potrivă, o localitate care mai are, care nu știu. Altfel spus, bine am observat un Grigoraș și îmi pare bine că îl descoper și ca spirit, ne servim reciproc. Că eu și cu titlul de cetățean și fără, tot ăsta sunt. Și tot ar mai scrie 20 de cărți, cred. Așa, dar tot din podul Turcului rămân. Ar trebui să vă mulțumesc anticipat pentru vot. Mulțumesc! Marcantă, marcantă. Că ne este necesară și în mijlocul nostru. Să-l primim cu drag și având în vedere că dumneavoastră ați avut plăcerea să-i dați vorba, pentru care eu vă mulțumesc. Permiteți-mi să-i înmânez această dată în entuziasm. Trebuie să votăm, dar numai am spus la vot cu votul spune de modalitatea de vot. Nicio problemă, da. Trebuie să votăm acum. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Podgorului domnului Dumitru Marin. Cine este pentru? Împotriva cine? Deci, nu vreau intrat. Eu vă mulțumesc că anticipasem chestia aceasta și de aceea mi-am permis. Aceasta este diploma de cetățean de onoare. Este prima pe care da. Este prima, pot să vă spun că astăzi, pentru mine, este o zi deosebită. Eu am aimânat diplome ca și președintă de onoare a Uniunii Scriitorilor. Am avut această fericire, dar n-am avut o fericire ca aceasta să înmânez unui cetățean din podul Turcului. Mi-am petrecut de-al nostru. De aceea am spus, e de-al nostru. Eu mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele aici. Deci eu mă consider de aici. Tot de-a noastră. Tot de-a noastră. Mai ales că de origine sunt din Vaslui, deci moldoveancă. Înseamnă că păreagă mai mult. Exact. Suntem foarte aproape. Și atunci mă bucur și mai tare
că eu, ca moldoveancă, pot să-i dau un titlu de onoare tot unui moldovean. Eu vă mulțumesc foarte frumos, permiteți-mi, domnul Marin, să vă înmânez această diplomă cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare fericire. Dați-mi voie să-l îmbrățișez și eu, domnule. În continuare și v-a să-l pun și vă va juca numai puțin. Pentru că și-o obligați. Așa. Da. Așa. Pentru că ne reprezentați țara în afară. V-aș ruga respectos ca să invitați din acele mari personalități ale Europei sau ale Statelor Unite sau ale Statelor Asiatice să ne onoreze cu prezența, să facem legături, să facem podul trecului cunoscut, nu numai în România, ci și peste o dată. Da? Permiteți-mi cazul ăsta de dacă tot m-ați reîncadrat în comuna podul Turcului, da, să vă fac cunoscute măcar două gânduri ale mele. V-am solicitat, doamnă primar, și a zis că în principiu suntem de acord, s-a alcătuit să facem o casă memorială, un fel de muzeu al comunei podul Turcului. Deja m-am asigurat de prezențe notabile care să contribuie la acest lucru. Rămâne să clarificăm dacă putem prinde Casa Neagă, cine mai știe. Da. Dacă nu, vă solicit să aveți o cameră dumneavoastră undeva și să fie amenajată această cameră, oriunde, dar cu act de proprietate să nu pierdeți piesele în momentul în care ele se adună, pentru că se vor aduna, se vor aduna. Dar putem cumpăra una, domnule. Nu știu, aici asigur, dacă Neagul nu rezolvă, că profesorul Neagul de la Bacău mi-a zis că dă el casa, dar trebuie să vorbească cu sora lui de la Brașov și să facă. Dacă nu, dar eu vă asigur dotarea acestei case memoriale. Vis-a-vis de personalitățile cu care vin în contact, sunt două lucruri care mai depind și de dumneavoastră. Sigur, eu spun, să știți că l-am invitat pe prefectul Strasburgului la Vaslui. Ăla era tocmai mâncaseră românii lebedele la Viena. Da. Și ce credeți? Cu ce să-l interesez? Aveam o formație artistică, am mai văzut. I-am invitat la Periniț în casa lor de putut. M-am zis, s-a băgat la pupat. În sfârșit, să-l invit cu industria vasluiană. Ioc. Să-l invit cu agricultura. Ce-ți facă la 2000 de kilometri agricultură? Dom'le, vino în schimb de experiență culturală, întâlnirii cu prefectul. Asta, da? Adică să vină degeaba, era clar că venea. Deci trebuie să găsiți ce îl poate interesa pe omul care pot eu să vi-l aduc aici. Partea de forță de muncă cu siguranță, exact. Și nu știu dacă și partea de agricultură, că s-ar mai găsi niște investitori care vor, apropo de italieni, acum 130 de ani, veneau ei la noi să le dăm de mâncare și acum ne ducem noi la ei să îi spălăm în toate felurile. Așa e viața, așa e cursul istoriei, ciclicitatea ei. Și atunci putem găsi personaje care să vină aici. O să vă țin la curent cu tot ce se mai poate ca cetățean. Să știți, nu vă iert. Chiar vă rog să țineți cont, pentru că reintegrarea mea ține și de partea mea de suflet. Da. Că și eu vreau ca mâine domnul profesor Izvoranu sau oricine altcineva să spună, mă rog, e capul mesei acolo. Da. Cert este că vreau ca să-și aduc aminte, domnule, l-am văzut prin Marin, dar nu-i un mincinos ca toți politicienii. Aici nu fac politică, aici fac un pic de suflet. Vă mulțumesc, sincer. Referitor la modele, dumneavoastră, începând de astăzi, sunteți un model pentru noi, pentru comunitate, fiind și primul cetățean de onoare al comunității noastre. Aș dori ca doamna primar, la următoarea ședință de Consiliul Local, să o convoce, să fie convocată în data de 28 aprilie. Să vă spun de ce. Nu neapărat, mi-am dat seama că ziua va fi foarte importantă pentru dumneavoastră. Dar măcar în acea zi care împliniți vârsta de 70 de ani, să vă fie înmânat, chiar dacă nu în mod direct, brevetul care reprezintă calitatea de cetățean și cu care dumneavoastră vă veți legitima oriunde veți merge, atât în țară cât și în sănătate.
Și a doua promisiune care doresc, conform regulamentului, articolul 29, fiecare cetățean e onoare și datorită că până astăzi n-am avut ocazia să avem o asemenea onoare, are obligația, prin acel regulament, să planteze un copac, iar primăria, prin doamna primar, va tipări o plăcuță care va fi, dar acest copac, aici este problema și aici doream să ajung cu promisiunea și mult noi să nu, va trebui plantat într-un parc sau într-un spațiu public. De asta am zis că într-o lună de zile, și la acea dată, ca să fie emblemă pentru noi, să luăm acea hotărâre, măcar acea hotărâre, chiar dacă prezența dumneavoastră nu va fi să fie ca pe acelor și acele zile de a prezentați. La mulți ani și demința sunt neîncurcate, știți cine a fost președinte de Ciocă, și pe Emil Constantinescu la Vaslui. Și alți oameni importanți. Deci eu nu pot lipsi chiar din locul sărbătoririi. Dar pot să vin cu o zi mai înainte, două mai înainte, sau după Paștele, sau după aceea și vin cu plăcere și bune. Atunci, dacă aveți asemenea calități în acea zi importantă, să fixăm ședința anterior, iar la data de 28, da, nu mai dar nu putem să facem ședința noi acolo. Nu, să mă mâneți să mă mâneți la acel prefect. Vă rog frumos, toată lumea, și domnii care sunt sală, vă rog frumos să serviți de aici, de bucate. Moment emoționant astăzi și, dacă se poate spune așa, în premieră, la nivelul primăriei și a Consiliului Local, exact, al Comunei Podul Turcului. Exact, așa este. Este un eveniment în premieră, atât pentru oamenii comunei, cât și pentru mine. Ca președintă de onoare a Uniunii Scriitorilor am mai dat titluri, dar nu de cetățean de onoare și mai ales de cetățean de onoare a Comunei Podul Turcului. Este într-adevăr un eveniment cu absolut totul deosebit și sunt foarte fericită. Ca orice reporter care se respectă, v-aș ruga să prezentați în câteva cuvinte comuna și oamenii săi. Da. Comuna noastră este, spun eu, o comună mai săltată. Ca un orășel. Ca un orășel. Ar fi trebuit să fie orășel. Totdeauna mi-am dorit, de când am venit în Podul Turcului, ca să fac ceva împreună, ceva bun pentru moldovenii mei. Este destul de greu să faci, dar dacă vrei să faci, poți. Este foarte important să vrei, dar este foarte important ca să te prezinți în fața oamenilor ca un om cu o coloană vertebrală, un om care să inspire încredere și respect pentru populație. Și atunci populația te urmează. Oamenii din Podul Turcului sunt oameni înzestrați, dar trebuie ajutați. De aceea sunt foarte fericită să fac relații în toate direcțiile și în toate domeniile ca să putem să-i ajutăm pe oameni prin crearea de noi locuri de muncă, pentru că aici este problema. Țin foarte mult ca prin locurile de muncă create să-i redăm românului demnitatea de om. Nu avem nevoie de ajutoare sociale, ci avem nevoie de locuri de muncă. Aceste locuri de muncă ridică și bunăstarea, ridică și psihicul oamenilor și eu vreau să-i văd pe oamenii mei din comună și pe românii mei, vreau să-i văd mai veseli, nu triști. Stimată doamna primar, v-a rugat să ne spuneți care au fost considerațiile care au stat la baza înmânării. Prin ce este importantă personalea domnului profesor dr. Dumitrove Marin? În primul rând, i-am studiat CV-ul domnului Marin. Era și normal. Am văzut că are un CV de toată cinstea. Și prin natura mea îmi plac oamenii care muncesc, în primul rând, oamenii care lasă ceva societății și oameni care reprezintă modele. Avem nevoie de modele. Și domnul Marin reprezintă un model atât pentru mine, cât și pentru cetățenii comunei, pentru tineri. Sunt sigură că prin demersurile domnului Marin în țară și în afara țării,
putem să creăm niște condiții favorabile și pentru cetățenii din Comuna Podu-Turcului, mai ales că domnul Marin este cetățean al acestei comune și sângele apă nu se face. În cadrul punctului 1 de la al ordine de zi de la ședința Consiliului Local, s-au tras și alte concluzii și s-au fixat unele planuri frumoase de altfel și nobile. Mă gândesc la acel pom plantat, mă gândesc la decretul care va apărea mai târziu, da. Iar mie mi-a plăcut și bănesc și domnii voastre la fel. Ideea aceea de perspectivă cu muzeul din Podul Turcului. Este un lucru foarte frumos, pentru că să avem un reper, chiar și cât ar fi de mărunt, o moleculă pentru dezvoltarea turismului la noi în țară. Vreau să vă spun că am avut fericita ocazie să o cunosc pe doamna ministru Udrea de la dezvoltare. Fiind și la, ocupându-se și de turism, poate o aducem și în zonă, să putem să facem și la Podul Turcului turism, cu toate că nu este o zonă prea dotată pentru turism, dar o putem face. Doamna primar, cu bucuria că v-am reîntâlnit. Vă mulțumesc tare mult în numele grupului de presă Vindătăra, a ziarului Meridianul, atvv.ro și al meu personal. Vă și eu vă șef. Mulțumesc și vă doresc succes atât domnului Marin cât și colectivului domnului Marin, care mi-a plăcut extraordinar. Fratele consilier, s-a întâmplat ceva frumos astăzi în cadrul ședinței Consiliului Local. V-am auzit vorbind doct și pătimaș în același timp. Vă rog să ne spuneți câteva gânduri despre acest, de ce nu, eveniment de mare noblețe. Pentru noi, Consiliul Local, este o mare mândrie să acordăm domnului profesor dr. Marin Dumitru titlul de cetățean de onoare a acestei comunități și în special pentru mine, care sunt născut în același sat cu domnul profesor, am copilărit împreună, așa cum am mai spus și în cuvântul din cadrul Consiliului Local, a fost un băiat bătăios, un tip care a reușit în viață și acest lucru se vede astăzi la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cu siguranță că la vot ați avut și domnia voastră emoții pentru prietenul din copilărie. V-ați gândit, ați bănuit că ar putea fi unanimitate de voturi? În primul rând m-am gândit pentru că eu luasem legătura cu ceilalți consilieri și domnul Marin, prin autobiografia sa care ne-a pus-o la dispoziție, a demonstrat că este un mare om de cultură și nu vedeam motive pentru care Consiliul Local să nu-i acorde acest titlu. V-am rugat pe final câteva gânduri pentru domnul profesor dr. Dumitru Vemare. Eu îi doresc domnului profesor multă sănătate, multă fericire și să scrie în continuare cărți până când va veni ziua să treacă în lumea celor drepți. Cu bucurie, zi mulțumesc importantă, la primăria unde dumneavoastră sunteți consilier. Și se pare că o rudă de-a dumneavoastră a trăit o bucurie imensă. Despre ce este vorba? Câteva gânduri. Este vorba de domnul Marin Dumitru, care este vărul meu primar. Deci părinții noștri erau tatăl meu și cu tatălui frați. Am petrecut o parte din copilărie împreună, după care destinele ne-au despărțit. Eu am luat calea armelor, dânsul a luat calea condeiului și așa ne mai vedeam din când în când. Astăzi a venit momentul când s-a acordat această diplomă de onoare. Eu fiind consilier, mi-am dat votul deschis cu cea mai mare bucurie. Știm că vărul meu întotdeauna a fost un luptător și a știut de unul singur, nu l-a ajutat nimeni, pe propriul lui picioare, a reușit să realizeze ceea ce a, de fapt a mărturisit-o și în ședința noastră de consiliu. Eu știam toate aceste lucruri care le-a spus în ședința de consiliu pentru că am avut o relație apropiată în general. Dacă nu ne vedeam cu chipul, ne auzeam la telefon și știam despre noi tot ce se întâmplă sau tot ce a realizat
unul sau celălalt, sau familiile noastre. Cu siguranță că înainte de vot ați fost și dumneavoastră emoționat, glasul sângelui. Vă așteptați să fie unanimitate? Da. Da, m-am așteptat să fie unanimitate pentru că am discutat cu colegii mei în particular în ședințele de comisii care s-au derulat cu o zi înainte și am discutat cu... dar nu cunoșteau pe domnul profesor. Deci nu îi cunoștea nici fizicul și nici nu știa cine este. Acum, făcând pledoaria asta, care a fost pe bună dreptă o realitate, și-au dat seama că au de-a face cu un om foarte bine pregătit și foarte bine dotat din toate punctele de vedere. Emoționat am fost pentru că, nu știu dacă ați văzut, au luat cuvântul alți colegi de-ai mei. Eu n-am putut să iau cuvântul pentru că eram emoționat din calea afară. Mai emoționat decât sărbători. Ca orice ziarist care se respectă, nu pot să sar peste o întrebare importantă, poate pentru toți cei care cunosc pe domnul profesor Dr. Marin și pentru mine personal. Cum era copilul Marin Dumitru? Copilăria noastră a fost relativ scurtă, pentru că a trebuit să, fiind la țară, crescând în la țară, a trebuit să luăm drumul școlilor care nu erau la îndemâna noastră și erau mai la distanță mult mai mari. Deci a trebuit să ne despărțim din aproape din fraje de copilărie. Cu acea copilărie care am avut-o împreună în satul natal, satul Giurgioana, și verișori primari și cu ceilalți care s-au văzut și în ședere de consiliu, unul care era constateam cu noi acolo, era un copil zvăpăiat, deștept, întotdeauna știa să pună lucruri la locul lor și când trebuia. Mi-aduc aminte de o copilărie când cred că eram prin clasa a treia, dânsul era mai mare ca mine cu vreo 10-11 ani, da, deci este. Fiind acele boli aftoase la animale, a trebuit să staționăm în poziția șesului și a cursului de apă cu animale. Ei, acolo și dormeam, acolo și mâncam. La un moment dat, jucându-ne noi prin râul Zeletin, am găsit o armă. Eu și cu domnul Marin Dumitru, respectiv Neatrică, cum îi zic eu, cum îi zice noi, verișorii. Am găsit o armă din timpul războiului, probabil. Puțin l-am lustruit-o noi, am aranjat-o seara să mergem spre casă. Am luat arma bispinare, Neatrică, așa, am pus-o fălos fiind Flăcău de acum, hai să mergem, am luat-o pe buțele statului, am ajuns până acasă la unchiul meu Vasile. În momentul când am ajuns cu arma, a pus arma acolo, s-a speriat, bineînțeles, că nu știu de unde este. I-a sfocat o mamă de bătaie și lui și noi care eram cu ea, nu știu ce să mai întâmpla, a chemat, a predat arma, dar mi-aduc aminte cu mare plăcere. Și totuși pentru dumneavoastră a conținut un fel de imbol, cumva, fiindcă mai târziu ați îmbrățișat cariera cu arme. Nu, o să zic așa, că două iubeam atunci, eram cât, aveam 11 ani. Nu știam că o să devin militar și o să îmbrățișez cariera militară, dar asta au fost o chestie care m-a marcat toată viața, înțelegeți? Noi vă mulțumim tare mult, vă felicităm de fapt pentru vărul domniei voastre și pentru șeful meu. Îi doresc și eu multă sănătate și bucurie în continuare. Dacă doriți să mai spuneți ceva. Dați-mi voi să-i urez și eu la mulți ani, sănătate multă și... Astăzi am avut o imensă bucurie, mai ales găsindu-mă și în poziția de consilier local. El nu știa că sunt consilier local și eu, aflând de acest eveniment, l-am contactat telefonic. Și bineînțeles că l-am certat pentru chestia asta. Păi zice că n-am știut că este. Așa, după care am colaborat în continuare. Îi doresc multă sănătate, putere de muncă și... numai fericire în viață. Vă mulțumesc. Dumnezeu să la fel. Și eu pe final vă rog să vă recomandați cu numele întreg. Mă numesc Marin Aurel, din satul Giurgioana, comuna Vodutru, consilier local. Mai clar, ați vorbit. Marin și eu, mai nou, e mai tânăr decât tine, dar e nou și îndrăzneț. Domnul Isvoran, a ținut să fie spus cu Isvoran.
uite, la podul Turcului se mai întâmplă de ceva. De ce crezi că a fost interesant? Ce a fost astăzi aici? Sunt curios că am reușit astăzi, 29 martie 2011, să am onoarea să vă cunosc pe dumneavoastră, ca om în primul rând, în fizic. Reușim până astăzi să vă cunosc doar din materiale anexate și în anexate pentru această ședință de Consiliu Local, care avea în ordinea ei de zi un punct mai deosebit ca altă dată. Pentru prima dată, la nivelul Consiliului Local al Comunei Podul Turcului, s-a hotărât din inițiativa doamnei primar dr. Gabriela să fie înmânat și acordat în primul rând și înmânat în telefon primul titlu de cetățean de onoare la nivelul acestei instituții ale statului, în primul rând. Am rămas surprins la momentul înaintării documentației, pentru că eu personal nu sunt născut în această zonă, dar sunt stabilit la podul Turcului de 18 ani, am venit cu serviciul și ulterior m-am căsătorit cu o fată. Deci v-a stabilizat aici. M-am stabilizat, au trecut 18 ani și așa am reușit să ajung inclusiv, parte din Consiliul. E important că s-a acordat pentru prima dată titlul de cetățean de onoare. Cum am menționat și în timpul ședinței de Consiliu, este foarte important, poate acest moment este dumneavoastră, în acest moment ați fost deschizător de pârtii, deoarece acest titlu considerăm noi că poate fi acordat și altor personalități, atât născute în arealul Comunei Podul Turcului, cât și în împrejurimile acestei localități. Consideră o tradiție deosebită datorită specificului zonei viticole și recunoscute la nivel național. Iar astăzi, prin decernarea acestui titlu către dumneavoastră, domnule profesor Marin Redumitru, sperăm și prin smulgerea promisiunii de doua primare să fie primul moment, să fie momentul în care se va lua hotărârea după acordarea acestui titlu a întocmirii cărții de onoare a Comunei Podul Turcului, și de asemenea, poate ca o ironie a sorții, dumneavoastră, astăzi, prin ceea ce ați primit din partea Consiliului Local și cu respectarea regulamentului de acordare a acestor distinții, la un articol 99 a fost prevăzut la momentul inițierii regulamentului ca fiecare cetățean al Comunei sau în altă parte care va primi această distinție de cetățean de onoare să sădească un pom într-un parc sau în spațiu public. Sperăm de să spun că astăzi, dumneavoastră, din cele luate la cunoștință în scrisurile anexate la proiectul de hotărâre, că a fost membru al Partidului Ecologist și președinte al Organizației Județene timp de 18 ani, să fiți, poate... un alt începător. Da, și un model pe acest lucru. Aștept parcul, frate. Și poate, acest moment ne duce și la crearea acestui spațiu verde, care este necesar comunității. Din ce am auzit la alte persoane de domnului, a existat odată un parc, o vizită de mare, și sperăm că astăzi, începând de astăzi, mobilizez dumneavoastră și în momentul în care se vrea doamna primar, în sărirea acelui copac, noi să dăm un alt parc. De acord. Un lucru, sperăm. Eu vreau să vă fac o scurtă mărturisire. Sunt foarte bucuros că sunteți așa de activ. Mulțumesc pentru singura dată. Nu e o laudă, sunt un plăcut. Să mă implic cu viața la comunități. Chiar după mă venit din acest localitate. În timp, m-am implicat din ce în ce mai mult și consider că generația noastră trebuie să avem altă poziție în societate, în comunitate, atât să implicăm în viața socială, culturală și chiar politică, pentru a da un alt impuls celor ce vin din urmă. Din păcate... Deocamdată, tentele, prietene, este încă tânăr, în forță, să vă dați o generație acestea aici. Și să vin tot așa, îndrăzneșteți.